Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Domnule, da. Vestea zilei de ieri extraordinară. Am auzit că mai există DNA? Deci faptul că mai există DNA, asta mi se pare formidabil. Cam odată la 3-4 ani văd că mai face, mai are câte un spasm, așa, câte o tresărire. Bă, da, are. Deci nu e mor de tot. Încă mai mișcă. DNA-ul a cerut începerea urmăririi penale împotriva unui ministru în funcție. Domnule, e posibil, extraordinar. N-am mai văzut așa de pe vremea doamnei Elia, de-am uitat cum o cheamă. Doamna Codruța? Da. Ce deci mai face și doamna Codruța? Doamna Codruța, vin de bandiți internaționali. Face damage mare acolo cu EPO. Acum. O să se audă tot felul de lucruri. Au felicitat-o pe doamna Codruța, a felicitat-o presa germană, cred, ce? Recent. A zis că aduce mult mai mulți bani Uniunii Europene decât cheltuiește cu EPO. Deci s-a pus pe infractor și cu dosarele de acolo recuperează mai mulți bani decât e bugetul EPO. Ceea ce e... Tare, doamna Codruța. E tare, dar am fi putut să avem și noi în România, dar nu ne-a plăcut. Am fi putut. Pas cu pas a fost dat afară. Bun, deci revenind, domnul Chesnoiu, dacă nu știați... Ce-a făcut? Domnul Chesnoiu este, adică de la PSD, nu? Producătorul nostru nu vorbește la radio, la are microfon în față zi. Da. E de la serviciul secret al MEI-ului, sau a fost? Cum adică, stai? A lucrat la 21 sfert. La 21 sfert a lucrat. Domnul Chesnoiu. Da, deci deputat PSD, din câte știu. Da, și deputat PSD. A demisionat din funcția de ministru al agriculturii după ce DNA a cerut urmărirea penală și ce a făcut? Băi, o găinărie a făcut, pe cuvânt, dar asta descrie firar să fie tot sistemul ăsta de pile, cunoștințe și relații care sufocă statul român. Dânsul i-a acuzat că a făcut trafic de influență pentru niște loaze, mă, care voiau să se angajeze la stat pe funcții serioase. Bun, sigur, asta spun procurorii. O să vedem ce decizi judecătorii. Deci domnul Chesnoiu e nevinovat în fața legii până nu se încheie procesul. Vă rugăm să înțelegem lucrul ăsta. Noi nu-l acuzăm, noi doar relatăm ce se întâmplă. Dânsul a demisionat, urmează acum votul pentru ridicarea imunității pe baza probelor oferite de procurori, iar probele astea sunt formidabile. Adică Chesnoiu are două infracțiuni, urmează să fie cercetat pentru două. Și el ce-ar făcut? S-ar fi ocupat de procurarea subiectelor la concursurile de angajare pentru patru protejați. Patru pile. Care voiau să devină șefi în diverse direcții județene ale ministerului. Ministerul Agriculturii are nenumărate direcții ca toate celelalte ministere și ca atare acolo trebuie angajați oameni. Și pentru asta, potrivit legii, se organizează concursuri. Dar ce ne interesează pe noi legea, ce ne interesează regulamentele în această țară când suntem de la partid și suntem în funcție? Dă-le încolo de lege și regulamente, rezolvăm. Povestea s-a întâmplat la începutul anului, adică, mă rog, în primăvară, aprilie, cam așa, când domnul ministru ar fi determinat o persoană din subordine, care era membru mai multe comisii de examinare, să-i dea subiectele de examen. Dă-mă și mie subiectele. Da. Nu pot, domn șef, domn ministru, dă-mă subiectele, mă. Nu, n-am întâmpinat niciun refuz. N-am ceva niciun refuz. Garantez-o. Dar cine-mi fost în copii? Bă, nu știu, eu cred că a încercat să-ți bată ăla, l-a amenințat, l-a șantajat, mamă, nu cred că. L-a strâns cu ușa. Îmi permit. L-a amenințat că-l dau afară. Nu, serios, crezi că așa e, că merge și... Eu cred că așa e peste tot, în toate direcțiile de stat. Subiectele, citez, subiectele ar fi ajuns apoi la patru candidați agreați, adică prietenii luazele, așa, dintre care, în urma susținerii probelor scrise și orale, doar trei au promovat concursurile respective. Nu cred. Asta este... Unul a fost iepure, mă. Nu, n-a fost la deloc iepure. Nu, că s-a angajat și ăla, asta nu înțelegi, până la urmă. Dar, deci, i-au dat un serviciu, că doar nu era să-l lase pe stradă. Da. Nu, i-au dat serviciu pentru care se înscrisese. Asta, aici este... Deci au fost patru concurenți, toți patru cu subiectele la ei. Păi, vădăm subiectele. Și au trecut doar trei? Bine. Și-au primit subiectele, s-au dus la examen cu subiectele. Bă, îți dă subiectul, bă, băiatule, înțelegi, dă subiectul, nu trebuie decât să te duci să tocești ăla. Și s-au dus aici la examen. Da, aici, să dă examenul. Băi, trei au luat, nu știm cu ce note. Nici nu mai contează, l-au luat. Da, mă, bravo. Dar unul... Nu, n-am reușit. Păi a avut subiectele, da, dar erau greu. Cu subiectele nu te-a putut, dar deloc. Și în cazul ăsta, mă, luase până la moarte. Mă, nici subiectele n-am. Dacă nu mi-a dat rezolvările, cum te fac? Doar subiectele numai tu de problemă. Da, și domnul ministru nu s-a lăsat. La intervenția sa directă, zic procurorii, membrii comisiei au fost nevoiți să-l promoveze și pe Loaza campion. Adică... Domnule, n-a luat nota, ei și... Păi, dar n-a luat nota, i-am dat subiectele, n-a reușit. Nu contează, angajați-l. Păi, l-au angajat, a primit postul, a luat și salariul de șef, deci 30,
33.782 de lei din mai încoace, că s-a întâmplat toată treaba. Ia-l-o repede. De care din mai încoace, adică din mai, că iunie. Iunie, da. Păi povestea s-a întâmplat aprilie, l-au angajat în mai, a luat pe luna mai. Pe luna mai, deci. Da. Deci pe luna mai. Nu știu asta, că nu avem informația de la procurori din ce e compus acest salariu, sporuri, pe ce perioadă, pe ce luni, dar asta e, 33.782 de lei, e precis. Lăsăm la o parte aspectul infracțional al problemei, trebuie însă apreciate virtuțile acestui om, spiritul de prietenie. De echipă. Bă, nu l-a lăsat nici pe ăla în urmă. Așa, bău, cum era. Băi, vino, mă, hai, du-ți, mă, că e fratele nostru. Spirit de echipă. Frate, eu meleu. Sunt valori pe care eu le prețuiesc, sincer. Băi, tu îți dai seama că ăștia, adică asta este un caz care... Eu mă îndoiesc că este unicat. Cred că se repetă în foarte multe locuri, vorba ta. Și ăștia sunt oamenii care totuși ajung acolo în funcțiile astea și iau decizii. Păi și la colțul blocului, dacă trebuie să te angajezi la buticul de la colț, patronul ăla se gândește dacă, băi, ești bun la ce trebuie să faci. Bă, ce vrei tu să fii, mă, casier? Mă, știi să nu mergi cu banii? Nu! Păi atunci nu te pun casier, mă, îmi pare rău. Dar aici... Când îi dai să conducă o țară, mă, practic, bucăți din țara asta, prin direcții, pe ministere, angajează-te ăștia pe albazi. Păi, nu știu ce fac, nu am putut. Păi, dați-mi la subiectele, nu știu. Bine, mă, angajați-l și așa, ce contează. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.